Salut din nou, dragi prieteni. Eu sunt Xolonelum. Dacă mă mai știți cu Metin 2, cu videoclipuri care le mai făceam, am spus că m-am retras. Am revenit acum să vă spun că referitor la videoclipul de dinainte care l-am făcut cu acea problemă că nu puteam schimba numele la partiția D. Am rezolvat după o lungă serie de căutări. Am căutat până mi-a venit rău și salut prieteni. Nu, nu, asta e. Salut referitor prietenii. La acest videoclip, da? Eu sunt nu Colonelul, puteam schimba dacă vă mai aduceți aminte de mine. Numele, da? Aceste informații la partiția de, mă rog, aici. De, după cum am spus, am căutat foarte multe soluții până mi-a venit rău de azi noapte, de la de seara, de la ora 10, în urma instalării unui joc Mortal Kombat 9, rămăsese aici scria Mortal Kombat, nu putem să mai... Da, știți, puteți să vedeți videoclipul de dinainte cu problema. Am rezolvat, am intrat pe ARC unde a fost ultima... unde eu mai folosesc numai pentru joc, când am probleme, pentru că aici se pricepe și foarte bine la IT, APC. Și ce am zis, mi-am sunat câțiva prieteni, mi-a spus că să formatez partiția, să intru în save mode. Asta am făcut-o și eu, vă rog, am explicat acolo ce am făcut. Și am zis să încerc și pe ARC. Și am întrebat aici dacă mă poate ajuta cineva și CGM Brioni a spus să verific dacă nu am un autoron info în partiție. Să dau să afișeze înainte și fișele foldere ascunse. Eu nu aveam încredere, bine. Deci CGM Brioni de pe ARC Metin 2 RO mi-a oferit soluția. Am avut un auto run. Am avut un auto run în partiție. Nu știu dacă mai am aici. Nu mai am, că l-am șters. Probabil de la acel joc să crease. Tot ce pot să spun că este că încă o dată m-am convins că echipa Metin, cei din echipa Metin 2 RO au cunoștințe foarte vaste, foarte bune. În trecut Halfo m-a ajutat când nu puteam să mai intru pe internet, decât puteam să ascult decât radio, îmi picase tot ce ținea de HTTP, adică era o problemă care mi-a dat soluții și am rezolvat. Pe internet nu găsisem ce să fac să rezolv. Adică ce să caut pe internet dacă eu nu puteam să mai intru atunci pe internet? Adică eu când scriam domne Google, la pagina indisponibilă, parcă n-aveai internet, știi? Ca și cum ți-ar fi picat internet. M-a ajutat atunci Halfop, community managerul meu din Euro. Acum vă dați seama că eu nu fac lucrurile astea ca să mă dau bine pe lângă ei. Eu nu mai joc Metin 2 RO. Am luat o pauză. Încercați să bag acel joc. Vreau să vă conving acum că nu știu dacă are legătură cu criticile pe care le aduceți voi echipei Metin 2 RO, dar vedeți că nu e vorba că ce spuneți voi că care jucați
mai jucați meci în 2 euro, că nu-și face datorie. E vorba că, uite, vedeți, știe și alte chestii. Și-a permis, și-a alocat o mică parte din timp ca să mă ajute pe mine, care putea să spună că nu trebuie să mă ajute. Deci, n-ar fi trebuit să mă ajute, pentru că are o altă ocupație, are ocupația cu jocul. Acum, dacă eu nu știu să... Dacă cineva nu știe să facă un folder sau știu eu ce, trebuie să vin aici pe IRC, înseamnă că o să transformăm chat-ul în altceva. Eu zic că m-a ajutat foarte mult, nu știu, m-am străduit, m-am documentat pe internet cum puteam să schimb numele la partiția D. Da, într-adevăr, am spus că e keylogger sau extraterestri. Nu, cu extraterestri am exagerat, dar cu keylogger-ul chiar eram aproape convins că ceva mi s-a infiltrat acolo de la acel joc, pentru că și antivirusul îmi dădea niște erori. O chestie, când am vrut să descarc jocul. O chestie aici. Download unde e Mortal Kombat 9. Nu știu unde mi apare. De unde l-am luat eu? Bine, că l-am luat de undeva de... Deci asta este Mortal Kombat... Stai că n-am... Uite ce vezi. Complete Edition, PC, Artex. Parcă de aici l-am luat. Sau nu l-am luat de aici, nu știu. Nu l-am luat de aici, oricum l-am pe aici, pe undeva. Și când încercam să-l descarc, în fine, când încercam să-l descarc, nu e asta. Când încercam să-l descarc, îmi dădea o eroare, nu mai știu. De aici l-am luat, nu mai știu. Nu mai știu de unde l-am luat, în fine. Eu vreau să spun că am rezolvat cu datorită echipei Metin 2 Ro. Datorită unui membru, zic eu. Și n-am făcut acest video să ridic un top, dar este că el m-a ajutat. Nu pot să mai vorbesc multe, mulțumesc mult. N-am niciun interes să fac 10 minute și nu pot să filmez mai mult de 10 minute. Deci ce pot să vă spun este că am rezolvat problema și poate nu mai reauzi. Până atunci vă doresc multă sănătate, toate cele bune. Aș vrea să vorbesc mai mult, dar nu mai...